Sunt în piața Victoriei. Dacă tot am rămas fără job, am decis să particip la protest. Să arăt că rezist. Este foarte important să rezistăm. Să știți că ce am pățit eu nu e numai despre mine și nu e numai despre jurnaliști, despre România liberă. E despre toți românii care își doresc să trăiască într-o țară democratică. Democrația, dragii mei, nu poate funcționa cu o presă care este controlată de o putere politică incapabilă să înțeleagă democrația. Pentru că despre asta vorbim. Ce am pățit eu este doar un pas dintr-un plan mai mare care, în opinia mea, vizează închiderea tuturor vocilor care ar putea, la o viitoare ordonanță 13, să atragă atenția românilor cu privire la ce se întâmplă. Pentru asta am pățit eu acest lucru și vor mai păți mulți alții. În momentul de față, foarte multe redacții sunt controlate și oamenii nu sunt informați corect. Dacă oamenii ăștia vor rămâne la putere, democrația va fi foarte grav afectată în România și va avea de suferit fiecare român. Și mai vreau să vă spun ceva în seara asta, din piața Victoriei. Vreau să mă adresez timișorenilor. Pentru că, din câte am înțeles, unul dintre motivele concederii mele a fost faptul că am ținut un discurs în piața Operei din Timișoara. Nu regret acest lucru. Nu regret acest lucru. Pentru mine a fost o mare onoare să mi se ofere posibilitatea să vorbesc Timișoarei din fața Operei, de sub balconul Operei, unde a avut loc, de unde a fost condusă întreaga revoluție anticomunistă. În balconul Operei au vorbit oameni care mie îmi sunt foarte dragi, cum a fost profesorul meu Iosif Costinaș. Cred că am făcut bine ceea ce am făcut. Cred că un jurnalist, dincolo de faptul că este jurnalist, este și cetățean și are dreptul să se exprime. Cu atât mai mult cu cât ce am spus eu la Timișoara a reprezentat ceea ce a scris și în editorialele mele. Deci nu cred că am greșit. Dar dincolo de asta, cred că este foarte important ca românii să reziste și să punem presiune pe oamenii ăștia să demisioneze. Dacă Dragnea, Tăriceanu, mă scuzați, inculpatul Dragnea, condamnatul Dragnea, inculpatul Tăriceanu și marioneta lor, Sorin Grindeanu, rămân la putere, se vor întâmpla lucruri mult mai grave în România. Ei n-au înțeles nimic din protestul rezist. Ei au înțeles doar că atunci când au dat ordonanțele noaptea ca hoții, n-au procedat bine, nu pentru ceea ce au făcut, ci pentru că n-au știut să o facă într-o asemenea manieră încât lumea să nu afle. Deci sunt ca niște hoți, cărora nu le pare rău că au furat, le pare rău că au fost prinși și se gândesc cum o să facă data viitoare să fure fără să fie prinși. Și ghinionul lor a fost că există rețele sociale, că există bloguri, că există internet. Pentru că altfel ar fi reușit să își amalizeze lucrurile. Scopul lor este ca să facă în așa fel încât pe viitor, când vor mai veni cu astfel de mizerii, și vă garantez că vor mai veni cu astfel de mizerii, că numai asta au în cap, vocile care ar putea să alerteze lumea să fie strânse de gât și să fie reduse la tăcere. Poate că vocea mea au reușit să o reducă la tăcere prin România Liberă, dar eu vă promit că nu voi fi redus la tăcere. Voi fi pe Facebook, voi fi pe blogul meu, voi fi pe YouTube și vă voi spune corect și onest ca și până acum ceea ce se întâmplă.